IMM Invest, că este programul, Aici la IMM primul Invest v-am program spus, și cel mai de succes. programul, deja s-au plătit 300 de milioane de lei ajutoare de stat către întreprinderile mici și mijlocii, adică toate aceste dobânzi, Din ce sumă? din cele 16 miliarde, de 16 miliarde cât au fost credite, ce este foarte important că până la această dată s-au consumat 10 miliarde, adică noi vorbim de bani plătiți, 16 miliarde către întreprinderi mici și mijlocii, dar suma trasă, da, pentru că acolo e capital de lucru în funcție de facturile care ți intră, în Corect, funcție de da. Investiția care o faci, practic ne apropiem de 10 miliarde bani deja cheltuiți. Adică banii numai că sunt la IMM-uri, sunt deja la furnizorii IMM-urilor, sunt la clienții, la cei care În furnizează afară de echipament. ceea ce este Da, spre aprobare exact, acum, adică nu? sunt în linia, în lanțul, cum spun eu, lanțul de consum. Adică toți furnizorii din banii aceștia deja s-au ajuns în economie. Nu vorbim de bani neaprobați. Deja ne apropiem de 10 miliarde de bani consumați. Ceea ce e un lucru bun, pentru că programul la început, prima garanție, a fost acordată undeva la începutul lunii iunie, în sfârșitul lui mai, iunie. Deci în doar câteva Ce jumătate avem? De ani. Jumătate de an. Să Exact. dai suma asta imensă și v-am spus, practic, față de anul trecut, ca număr de garanții, avem de 5, de 58 de ori. Deci, practic, anul trecut au acordat decât 2000 de garanții și am ajuns undeva la... Pentru că în fondul de garantare, pe lângă IMM Invest, Noua Casă, IMM Factor, IMM Leasing, Agro Invest, mai are și ordonanța 37 cu amânarea ratelor. Pentru cele două programe, pentru programul Prima Casă, unde deja avem 47.212 români care și-au amânat ratele și Fondul Național a garantat o sumă de 209 milioane pentru acești români care și-au amânat ratele și întreprinderi mici și mijlocii care au luat un credit de la bancă cu garanția în nume și cont propriu, nu cu garanții de stat, pentru că o să vă dau un exemplu și celelalte programe pe care fondul le are din surse proprii, adică din capitalul noastre. Aici avem 112 IMM-uri, iar valoarea finanțării garanțiilor este de 92 de milioane de lei. Astea sunt cheltuieli neprevăzute sau erau prevăzute nu, de la începutul practic, proiectului? Ordonanța, deci ordonanța 37, care, prin care românii, firme, și-au persoane amânat juridice, ratele. Poate așa, fondul de garantare a garantat, a dat garanții de garantare pe amânare doar pe două elemente. Prima casă, unde pe creditele da, ipotecare da, da. Și pe nume și cont propriu. Vreau să vă spun că și garanțiile nume și cont propriu au crescut foarte mult. Avem un program noul Optim, care l-am demarat în ianuarie, la începutul mandatului meu, prin care doar cu garanția numele și cont propriu al fondului, întreprinderile mici și mijlocii pot și cu un comision unic de 2,1 poate să acceseze un credit de 500 de mii de lei, fondul garantează 400 de mii de lei și nu mai e nevoie de nicio garanție. Avem cu Banca Transilvania și cu Czech Bank semnate. Iar pe vechiul Optim, unde era la jumătate, 250 de mii de lei puteai să iei, avem cu 14 bănci. Dar programul noul Optim, vă spun, și cu toate că avem și IMM Invest, sunt firme care au nevoie de o sumă mică de 500 de mii de lei, practic care n-au fost finanțate prin IMM Invest și aici numărul Un de garanții număr s-a dublat. De angajați trebuie minim, maxim? Minim zero, că legea 346 din 2004 care prevede că și trebuie să ai între 0, între 0 și 249 de angajați și cifră de afaceri maxim 50 de milioane de euro și active deci totale sunt și condițiile 43 de milioane. Trebuie să fie întreprindere mică și mijlocie. Noutatea pe care o dăm la IMM Invest sunt și acele categorii de întreprinderi mici și mijlocii care nu puteau fi încadrate în categorie. Deci v-am dat cei doi indicatori. Ori numărul de angajați, deci trebuie cumulativ, doi din trei să fie indicatori respectați ca să intri în categoria IMM-urilor. Dar erau firme care aveau 250 de angajați, dar nu aveau cifră de afaceri sub 50 de milioane de euro și nu puteam să-i încadrăm. Am notificat Comisia Europeană și s-a aprobat și aceste firme vor intra în categoria, mă rog, beneficiarilor pentru IMM-uri. La fel, ONG-urile, că vor intra și ele pe noua notificare. Adică am mărit, să zic, plaja de beneficiari în cadrul întreprinderilor mici și mijlocii. Societățile cooperative, cluburile sportive, care nu erau pe societăți comerciale, pe legea 31. Deci am luat cam marea majoritate a activităților economice
și au fost notificate și cu data de 1, practic pe 18 decembrie ne iese comunicarea Comisiei. Practic la 1 ianuarie vor deveni operaționale aceste programe.